Ați reușit să transformați România într-o țară care funcționează pe bază de caiet. Este inadmisibil ca ministrul finanțelor aici să mă... Pur și simplu vorbește agresiv, tendențial. Timpul afectat dezbaterii s-a încheiat, doamnă Turcan. Ați insultat o țară întreagă prin tot ceea ce ați făcut, prin fiecare clipă din zilele noastre de viață. Da? Parlamentarii PNL au depus moțiunea pentru a sancționa dezechilibrele din economie și pentru a evidenția posibilele consecințe. Tot românii vor asista la filmul Cum să fur un pilon de pensii, realizat de Casa de Producție PSD ALDE. 7 milioane de români vor dona guvernului PSD ALDE banii acumulați în pilonul 2 de pensii. Din cauza dumneavoastră, România va intra într-o criză. Aveți o creștere economică pe hârtie care nu ajută cu nimic România și românii. Ministrul Finanțelor a ținut să precizeze doar că nu se pune problema unei naționalizări a pilonului 2 de pensii. Este firesc să existe o analiză după aproximativ 10 ani de funcționare a acestui mecanism și că vom ieși public în perioada iunie-iulie pentru a prezenta românilor rezultatele acesteia. Prin urmare, orice speculație nu face decât să creeze suspiciuni. V-am spus că pilonul 2 nu se va desfința, până când vom avea proiectul, vă voi comunica. Votul asupra moțiunii urmează să fie dat miercuri.